noastră judiciare pe care le aveți în continuare, vă judecați pentru o afacere de corupție, trafic de influență. Da. Aici e vorba de familia dumneavoastră. Da. Eu sunt întotdeauna reticent când e vorba de familie. Am prezentat și procesul verbal care spune că nu s-a găsit telefonul acela spre afice dumneavoastră. A intrat prin telefon și doamna Stoienel, profesoară. Știu, care... am văzut. Așa. Spuneți care este, pe scurt, explicația, cel puțin, pentru incidentul ulterior, fiindcă vorbim de imagini pe care le-am văzut cu toții, le-a văzut o țară întreagă, în care familia noastră a agresat, a îmbrâncit un om al legii. Eu, domnul Orcan, vă mulțumesc pentru prilejul care mi l-ați dat să pot să intru în direct. Vreau să vă spun că este prima emisiune serioasă care se face de vineri până astăzi cu privire la acest subiect. Adică se discută absolut transparent și echidistant vis-a-vis de acest subiect. Vreau să fac câteva precizări cu privire la examen și câteva precizări cu evenimentul nefericit din afara examenului, din afara școlii. Cu privire la examen, domnul Orcan, suntem în secolul vitezei astăzi. Este imposibil, în momentul în care camerele de luat vederi funcționează, în momentul în care telefoanele mobile sunt ascultate, pot să scot listing-ul la telefon al doamnei Stoienel, al fetei mele. Eu cred că în 10 minute, în jumătate de oră, orice procuror, orice organ de penal, într-o oră, în două ore, într-o zi, în 24 de ore, clarifica această problemă. Este foarte sigur să urmărești camerele de luat vederi. Fata mea a stat în prima bancă, în școală. Numai puțin, domnul Doicu, domnul Doicu. Da. Până la urmă au funcționat sau nu? Că au existat informații contradictorii. Au funcționat camerele de luat vederi din sala respectivă? Eu am proprietatea cuvintelor când vorbesc. Deci camerele au funcționat, casetele au fost, CPU-urile au fost ridicate de organele de penale, adică de procuror au fost ridicate. Telefonul care s-a găsit asupra soției mele a fost ridicat. Eu nu știu de ce până astăzi doamna Stoienel nu este chemată la audiere. Este foarte simplu. Să-i pui o întrebare dacă a vorbit sau dacă n-a vorbit, să iei listingul de convorbit telefonic al doamnei Stoienel și să clarifici lucrurile astea într-o oră. Într-o oră, astăzi, vorbind din anul 2015, rezolvai această problemă. Deci după 3 ore în care fata mea n-a părăsit nicio secundă clasa, într-o situație în care stai în prima bancă cu 2 asistenți în fața ta care urmăresc procesul de bacalaureat, vin și dau declarații că fata nu a ieșit din clasă, n-a comunicat cu nimeni, n-a fost contactată pentru că n-avea cum să fie contactată. Mai mult decât atât, este procesul verbal de care dumneavoastră faceți vorbire. La ieșirea din clasă, când a terminat examenul de bacalaureat, polițiștii împreună cu procurorii au oprit-o, au percheziționat-o pe ea și s-a făcut acest proces verbal, evident că n-a avut nimic asupra ei, și s-a făcut un proces verbal cu privire la percheziția clasei. Deci nu s-a găsit nimic. Mai mult decât atât, este un comunicat al Inspectoratului Județean de Școlar Mehedinți, care spune clar că niciun elev și nicio fraudă și nicio tentativă de fraudă n-a fost la liceul Dierna din Orșova. Deci eu cred că lucrurile mai clare de așa nu pot fi. Păi nu, nu, stați un pic, domnul Doicu, nu sunt deloc clare. Pentru că a avut loc o acțiune a procurorilor și polițiștilor cu suspiciunea că ar fi copiat cineva, fata dumneavoastră sau cine ar fi copiat la acest examen. Nu s-a găsit respectivul telefon, dar mă întreb de ce ar fi riscat polițiștii și procurorii o astfel de acțiune, știind că e vorba de fica noastră. Adică... Domnul Orcan, eu cred că lucrurile sunt destul de clare. A fost suspicioată de faptul că a comunicat cu cineva din afară, nu contează că nu este Stoienel, cu cineva din afară, la un telefon, cu un head-free. În momentul în care tu, ca organ penal, îi faci această percheziție corporală și nu găsești la ea nimic, mai există subiectul ăsta? Nu. Deci să presupunem că nu mai există. Ce mai vorbim? Domnul Doicu, fata noastră a fost singura percheziționată din cei... Aici este curiozitatea, nu știu cu cine vorbesc în Ale Curacoviceanu sunt, vă salut. Deci nu, este singura fată percheziționată, a fost singura fată oprită. Și ce s-a întâmplat practic cu acest incident din afară, care este regretabil și vi-l și explic cum s-a întâmplat. Este regretabil, e rușinos din punctul meu de vedere, dar încă o dată nu s-a făcut nici din aroganță, nici din plină de sine cum sunt, ci au făcut-o doar în semn de disperare și de necunoștință. Ei n-au știut cu cine au de-a face și cu cine vorbesc părinții mei. Deci părinții mei împreună cu soția și cu fata cea mică care o vedeți în imagini, au stat lângă mașină și iese sora lor din examen. Ca orice om civilizat și normal, au așteptat să iasă fata de la examen. În momentul când fata a venit spre mașină cu 2000 polițiști, n-a fost niciun procuror la fața locului. Sunt 2 polițiști, doamna în verde care o vedeți acolo și cu domnul în tricou roșu. Nu e niciun procuror. Procurorul a rămas în birou la acelalași. Domnul deci cu... Da, suma puțin, domnul Doicu. Domnul cu cămașă roz, roșie. Este polițist la economic, la Mehedinți.
Polițist la economic și mai este o doamnă în verde. Polițistă și doamnă. Bun. Și s-au legitimat? Nu s-au... Tocmai asta este problema. Fata venind spre mașină, timorată și plângând după ce i s-a întâmplat în școală, da? Părinții s-au speriat văzându-o așa. Fata a deschis mașina din telecomandă pentru a permite accesul celor doi polițiști să intre în mașină și să ia telefonul, să facă dovada că telefonul e în mașină, deși nu mai văd de ce trebuie să mai facă dovada asta odată ce a fost percheziția făcută. Eu nu înțeleg ce dovadă mai trebuie. Nu au avut și nu au la ora actuală mandat de percheziție al mașinii. Deci au avut un mandat de percheziție al școlii, al instituției, nu al mașinii. Da? Dar cu toate astea, fata n-a pus nimic împotrivă să le arate că telefonul e în mașină. Când a venit la mașină și au îmbulzit, practic, sau au invadat în mașină, soția s-a speriat și nu le-a dat voie, a încercat, practic, să-l obstrucționeze pe acest polițist în roșu, să intre în mașină. Domnul polițist care acte, în loc să se prezinte, să-i spune, doamnă, sunt într-o acțiune, trebuie să văd despre ce este vorba, căutăm un telefon mobil, sunt împreună cu fata dumneavoastră, dacă se întâmpla un lucru așa, nu s-a ajunge la balamucul ăsta care, până la urmă, balamucul ăsta contează, nu subiectul în sine, frauda. Frauda nu există. Și atunci, neprezentându-se și invadând în mașină, soția a încercat să-l obstrucționeze să intre. Dânsul ce a făcut? A luat-o în brață soția, dacă vedeți că a luat-o în brață, a pus-o la pământ și pe capota mașinii. Fata cea mică, nemai văzând în viață, e scene de asta la 15 ani, a reacționat și o vedeți cum plânge, că plânge în imagine. Deci fata a reacționat apărându-și mama, neștiind despre cine este vorba. Nu poate fi vorba de un ultraj. Un copil de 15 ani nu are proprietatea și nu știe despre cine este vorba. Este un domn cu o tașcă, cu o geantă la brâu, care a venit să intre în mașina surorii ei, fără să știe despre cine e vorba. Ăsta este cu adevărat subiectul. Dacă era în uniformă, ar mai fi avut... Suntem o familie civilizată și nu se pune problema vreodată ca familia mea, copiii mei, să crească într-o atmosferă în care să-și permită, nu la un polițist, la nimeni altul să-și permită să sară. Nu poate un copil de 15 ani să-și permită să sară la un bărbat de 100 de kilograme. Nu există așa ceva. Reacția a avut-o doar pentru faptul că a avut imagine. Maică-sa e jos, maică-sa e pus-o pe capota mașinii și fata trage de polițistul ăsta. Bun. Nu vi se pare normal dumneavoastră să fiți în locul... Nu dumneavoastră, copilul dumneavoastră să vă vadă într-o situație de asta. Care credeți că ar fi reacția ei? Uitați mama cu ea. O vedeți pe mama cum o trage polițistul? Da. Vi se pare corect ca un organ de poliție să se manifeste în felul ăsta cu niște oameni aflați în fața școlii, într-un loc public? Nu, mie nu mi se pare normal nici ca un organ de poliție să bruscheze corect, dacă nu e cazul. Nu mi se pare normal însă nici reacția... Aveți perfectă dreptate. Nu mi se pare normală reacția. Eu cred că sunt alte pârghii de lămurire a acestor probleme. Se poate face plângere penală pentru abuz în serviciu, pentru diverse lucruri. Sunt de acord cu dumneavoastră, domnul Orcan, aveți perfectă dreptate, dar m-am spus, emoțiile care s-au creat pe moment acolo n-au fost stăpânite de fată și s-a ajuns la ce s-a ajuns. Dar în niciun caz n-a fost o chestie de a obstrucționa pe cineva, de a bate polițistul. Nici nu se pune problema. De fapt, o familie serioasă, respectată în zonă, nu ne permitem așa ceva. Am reținut. Domnule Duicu, haideți că ne apropiem de pauza de publicitate și aș vrea să tragem o concluzie la această intervenție. Da. Două chestiuni foarte clare. Unu, veți face vreo plângere în acest caz? Veți acționa în instanță polițiștii? Cu siguranță polițiștii, nu procuror. Deci, încă o dată, doamna procuror n-a fost la fața locului. M-auziți? Da, vă aud. Deci doamna procuror n-a fost la fața locului. Da, asupra polițistului să facem plângere penală. A fost la spitalul județean soția și a scos certificat medico-legal. Are nu știu câte zile medicale de scoase de la medicul legist pentru că este lovită. Are tot felul de lovituri și nu știu cum se numească asta pe corp. Deci are un certificat medical și siguranță mâine sau pe mine o să le acționeze în instanță pentru modul în care acolo a făcut acolo. A doua și ultima chestiune pe care vreau să o lămurim. Foarte clar, aveți informații, este ceva, să spunem, ați vorbit de răzbunare la un moment dat în presă. Răzbunarea cui? Cine ar fi putut să pună un polițist sau doi polițiști să participe la această chestiune dacă nu exista... Dar chiar cine a făcut sesizarea? Cine a chemat procuratura? Deci eu l-am auzit pe domnul Vișan, vorbea de o informație avută că e vorba de un domn care am fost cu el închis la un moment dat, a fost nici poveste de așa ceva. Nu are nimic domnul Popescu, sau cum vreți să spuneți, de care a fost pomenit acolo cu situația respectivă. Nu are absolut nicio treabă una cu alta. Eu cred că este un exces de zel a organelor de poliție din Mehedinț și de ce au făcut această treabă asta, probabil că o să răspundă de și pentru ce au făcut. Dar cred că în mod civilizat, în momentul când te-ai deplasat, fata a mers cu ei la mașină. Au văzut că părinții sunt acolo. Dacă se legitimau, dacă spuneau care este, practic,
subiectul pentru ce au venit acolo, nu se întâmplă așa ceva. Sub nicio formă, eu am mai avut percheziții acasă, tot știți, când am avut problema acum un an jumate, au mai venit procurori acasă și polițiști, nu s-a comportat nimeni ca un bătăran, nu suntem o familie care să nu știm ce înseamnă lege, ce înseamnă respectul față de lege. Ce v-am spus, acum un an jumate am avut o problemă, când am avut o problemă respectivă cu actele alea de corupție de care dumneavoastră vorbiți și acum la televizor, dar și atunci au venit procurori și atunci au venit polițiști. Ei, domnul Duicu, domnul Duicu, o să vorbim în continuare de acest dosar, fiindcă, de pildă, eu nu m-am lămurit nici până în ziua de astăzi cum e cu traficul în biroul premierului sau în anticameră la biroul premierului. O să fie lămurit domnul Orcan de organele... Sunt convins. De asta nici nu m-am mai pronunțat. Așteptăm instanța să spună dacă sunteți sau nu vinovat, cine l-a chemat pe domnul Tob acolo, că probabil că judecătorii au la dispoziție toate pârghiile ca să afle adevărul. Am vrut să lămurim și v-am dat posibilitatea să vă spuneți punctul de vedere, să lămurim și acest incident. Vă mulțumesc pentru intervenție.